Am decis să achiziționez un suport electric pentru telefon și după lungi căutări am găsit acest suport calitativ, slim, perfect. Este creat de compania Bases sau Baseus, dacă vrem să citim cuvântul în română, probabil că așa ar trebui să-l pronunțăm. Și haideți să vi-l prezint, de ce am decis să l achiziționez. În primul rând, este electric este slim și funcționează foarte bine față de alte chinezării existente pe piață, care în plus sunt și foarte, foarte mari. Aceasta este cutia, haideți să descoperim ce avem aici și vom discuta mai mult despre el. Este cutia înăuntru, găsiți suportul, observați cât de, cât de micuț este. O să vedeți că are și o funcție ascunsă foarte interesantă, gândită într-un mod excelent. Înăuntru găsiți acest adaptor pentru grila de ventilație, suportul poate fi prins pe grila de ventilație. Eu am decis să-l amplasez într-un alt loc, îmi este mult mai ușor, o să vedeți lângă schimbător, ating imediat cu degetul pe el, așadar e foarte ușor de, de folosit. În cutie mai aveți și un cablu micro USB. Astfel se montează, puteți desface acest mecanism introduceți uh, sub clema de prindere. De asemenea, dacă aveți alte cleme cu astfel de bilă în cap, puteți să le folosiți. Este un mecanism universal. Suportul poate fi rotit uh, în 360 de grade pe această bilă, după cum era de așteptat permite așadar diverse unghiuri pentru vizualizarea ecranului telefonului în funcție de, de locul în care este prins pe grila de ventilație spre exemplu. Aceste brațe sunt din aluminiu, sunt calitative, îmi place, îmi place construcția acestui suport de telefon. Este un produs premium în opinia mea, la fel ca și cu această companie, poate știți, are tot felul de de echipamente electronice, tot felul de produse realizate la o calitate premium, o calitate superioară. Acesta este butonul ce va deschide mecanismul, este un buton touch, aici aveți mufa micro USB, pe față aveți senzorul, chiar aici senzorul infraroșu, ce va închide practic acele cleme, iar atunci când veți atinge butonul de aluminiu, se vor, se vor deschide. Observați că aceasta e distanța de la care funcționează acel senzor. Îmi place că acest suport funcționează ireproșabil în, în opinia mea, spre deosebire de alte chinezării pe care le-am testat și există pe piață, acest suport funcționează. Nu are niciun fel de problemă, totul este ireproșabil, este slim, lucru pe care îl apreciez și pe care îl doream pentru un suport de telefon. E foarte micuț, ținând cont că este un suport electric. Observați cu un telefon mai micuț, Așadar, puteți folosiți cam orice telefon existent pe piață, nu vă faceți nicio grijă la acest capitol. Mai puțin, bineînțeles, Samsung Fold, dacă îl puneți aici deschis în mod clar. În rest, cam, cred că 100% orice telefon existent pe piață va încă pe aici. Revenind la senzorul infraroșu, funcționează ireproșabil după cum v-am spus și aceasta este funcția ascunsă. În momentul în care scoateți cablul de alimentare sau să zicem opriți mașina și se taie curentul electric, veți putea totuși îndepărta telefonul sau chiar să l amplasați, veți avea suficientă energie în acest dispozitiv pentru două până la patru operațiuni, cel puțin am reușit și de patru ori să-l închid, deschid. Observați aici Deși nu are, nu are niciun cablu de curent atașat, deși nu are o baterie internă, acest dispozitiv uh, stochează o cantitate suficientă pentru a, de energie pentru a vă permite să îl folosiți chiar și atunci când s-a întrerupt curentul electric pentru acest dispozitiv. Un lucru de apreciat că s-au gândit la acest aspect, lucru ce dovedește încă o dată uh, calita această calitate premium a dispozitivului. Uh, telefonul este foarte bine prins între aceste brațe, aveți cauciuc pe margine pentru a nu zgâria uh, telefonul. Așadar, v-am spus, este o strângere fermă a telefonului, nu va pica de aici în niciun caz și, în opinia mea, întregul mecanism este de apreciat. Aici am decis să-l amplasez în mașină, mi-este foarte ușor să ajung la el, observați cât de simplu este, față de amplasarea acestuia pe grila de ventilație. Niciodată nu prea mi-a plăcut să așez telefonul pe grila de ventilație. Este destul de departe să, să ajungi la el incomod, și mi se pare că se vede ciudățel acolo. Cel puțin aceasta este locația pe care am ales-o eu și l-am amplasat foarte bine zic aici. După cum observați, se poate roti simplu de tot dacă aveți nevoie să utilizați aplicația sau aplicația de navigație sau orice altă aplicație în modul landscape sau portret, depinde cum doriți, pur și simplu rotiți. Observați cât de, cât de, bine funcționează, nu se mișcă, pe grila de ventilație, mare atenție, s-ar putea să se miște, deoarece uh, acolo, indiferent cât de puternic va strânge acel, uh, acea clemă oferită de dispozitiv, Totuși, e posibil să miște chiar grilele de ventilație, așadar vă sfătuiesc să îl prindeți dacă aveți posibilitatea într-un astfel de mod. Cel puțin aici nu se va mișca absolut deloc. Senzorul încă o dată, senzorul infraroșu funcționează excelent, fără probleme. Butonul taci de pe spate deschide mecanismul instant. Nu am avut nicio niciun fel de problemă cu acest dispozitiv, motiv pentru care am decis să îl și amplasez în mașină și să îl folosesc. Cel puțin, mie mi se pare foarte interesant, util, poți să folosești acest dispozitiv um, fără a avea nevoie de ambele mâini, să tragi de cleme sau ceva de genul, pur și simplu pui telefonul și îl iei. Înainte foloseam un dispozitiv cu magnet, însă mi se pare mult mai... Uh, interesant acesta și mai uh, mai util să zic uh, așadar, acesta este dispozitivul sfatul meu, dacă aveți nevoie de așa ceva, vă recomand astfel de dispozitiv, funcționează ireproșabil.